un individ din ăsta. Aud, al doilea sunt eu. Ce facem? Ne se teamă ca și ziarist să mai mergem în stradă să ne întâlnim cu oamenii, dacă oamenii care... Te-ai gândit vreodată că îți va fi frică să iei camera în mână și să filmezi un accident? Nu. Mai mult de atât. Eu eram mă exercitam atribuțiile mele de operator și de reporter. Dânsul era într-un timp liber care, sincer, repet, m-am bucurat când am văzut între oameni, la necazurile oamenilor. Marturi la incident au fost și colegii de presă de la ProTV, TVR1 și Mesagerul de Bistrița Năsăud. Toți au rămas șocați când au văzut cum vorbește un primar și au început să aplaneze conflictul. La fel și polițiștii serviciului rutier. Reporterul TVR1, Nicoleta Cherecheșiu, ne povestește ce a văzut. Incidentul a avut loc pe drumul național 17, în satul Șieu Sfântul, unde a avut loc accidentul acela de circulație, care a avut printre urmări și întreruperea curentului electric în localitate. Noi aproape terminasem filmările cu toții, mai urma să facem un interviu cu asistenta Onița Precup, care a fost prima la fața locului și știa situația răniților. Așteptam să apară asistenta, care se întorcea la Beclean, și în acel moment a apărut domnul primar, care a cărui prezența acolo era oarecum justificată, pentru că localitatea rămăsese fără curent electric și nu ni se părea nimic neobișnuit că este acolo. Foarte bine că a venit. Însă, colegul nostru, Mihai Leder, de la Antena 1, a fost interesat de eventualele măsuri pe care administrația locală le va lua sau intenționează să le ia cu privire la reluarea alimentării cu curent electric a localității. Cel puțin frânturi de întrebări ale colegului legate de acest aspect am auzit. Nu știu de la ce a pornit tot scandalul. Cert este că am remarcat la un moment dat că domnul primar era din ce în ce mai nervos, foarte, foarte agitat, aproape, cum să zic, în pragul unei crize de nervi. N-am înțeles de ce anume s-a enervat atât de tare. La un moment dat, știu sigur că l-a amenințat pe colegul nostru că deocamdată se află pe domeniul lui, așa s-a exprimat, și că poate să-l dea afară oricând, referindu-se la toată presa, dar vorbind cu Mihai Leder direct. S-a apropiat, în momentul acela Mihai a pornit camera, a aprins luminile, de fapt toți au aprins luminile și l-a poftit pe domnul primar să mai spună o dată lucrul acela. Cred că asta l-a enervat poate și mai mult pe domnul primar. Cert este, am văzut că s-a îndreptat spre colegul nostru, foarte furios, a ridicat mâna asupra lui, a lovit și în acel moment lampa de pe camera lui Mihai a zburat de pe cameră, s-a rupt, a căzut și s-a făcut thunder pe asfalt și domnul primar mergea în continuare amenințător spre colegul nostru. Cert este că polițiștii au trebuit să se ocupe nu doar de accident, ci și de conflictul iscat între primar și reporter. Ambele părți au depus plângere la poliție, iar acum oamenii legii vor face investigații. La Șieu Sfântul a fost un accident de circulație, foarte multă lume s-a strâns acolo, iar doi cetățeni au început să se ia la bătaie din diferite motive. Datorită faptului că au participat la scandal, aceștia au fost sancționați conform legii 61/1991 republicată, urmând a se vedea dacă ei vor depune plângere pentru lovire, eventual pentru distrugere, atunci vom face în continuare cercetări. Dar ei au fost sancționați contravențional. Iată ce înseamnă a fi jurnalist. Zile și nopți pierdute pe teren, în jurii, uși închise în nas, telefoane de amenințare și chiar bătaie. Pentru ce? Pentru că ne încăpățânăm să informăm pe oameni despre ce se întâmplă în jurul lor, chiar dacă unii nu își doresc asta. Pentru că ținem să fie la curent cu tot ce le-ar putea afecta viața. Totuși, credem că plătim un preț mult prea mare pentru asta. Iată și știrile din sport. Hidurea Bistrița a jucat vineri 6 noiembrie în etapa 13 a Ligii 1 la fotbal în deplasare cu Pandurii Târgu Jiu, meciul terminându-se la egalitate 1-1. Bistrițenii au fost la un pas de victorie după ce au condus în minutul 17 prin Cheita, fiind egalați cu 6 minute înainte de final de fostul jucător al Gloriei, Tilincă, în minutul 84.
Elevii lui Halagian s-au întors acasă doar cu un singur punct și urcă cu 4 etape înainte de terminarea turului pe locul al 17-lea, cu 9 puncte devansând pe ceahlăul Piatra Neamț. Gloria 2 și Unirea Ungheni s-au întâlnit vineri 6 noiembrie la baza sportivă Iproeb într-o partidă ce contează pentru etapa 13 a Ligii a 3-a la fotbal. Partida s-a încheiat cu victoria bistrițenilor, scor 2-1, după ce la pauză scorul a fost 0-0. Gloria 2 a început meciul în forță, având mai multe ocazii la poarta oaspeților, dar mingea nu a vrut să intre în poarta celor de la Ungheni. Imediat după pauză, formația bistrițeană reușește să înscrie prin Diogo în minutul 48 la o gafă a oaspeților, iar în minutul 67 același Diogo mărește avantajul la 2-0. Oaspeții reduc din diferență în minutul 72 la 2-1, dar formația bistrițeană reușește în final să câștige după un meci dominat clar de ei. 12 ocazii clare, un 2-1 care până la urmă a fost foarte, foarte meritat și am întâlnit o echipă modestă, ca să zic așa, din seria noastră, dar cu dăruire, cu ambiție ieșită din comun. Sigur, din nou, numărul de ocazii, ratările pe care le-am avut, ca de altfel la toate meciurile, dar astăzi parcă au fost mult mai multe. Sigur, încoate ținem cont și de adversarul pe care l-am întâlnit. Sunteți mulțumit pe ansamblu de joc? Da, jocul pe ansamblu m-a mulțumit, că dacă nu joci fotbal, nu ai cum să ai atâtea ocazii, nu ai posibilitatea să ajungi în fața porții, unu contra unu, de 4 sau de 5 ori, dacă nu știu. După această victorie, Gloria 2 rămâne pe locul 5 cu 21 de puncte. Cealaltă participantă din Liga 3, Voința Liveții, le-a jucat tot vineri și a remizat la Sighetul Marmației, scor 1-1. Urmăriți cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea se menține caldă, cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse va ploua. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 10 grade Celsius, iar cele maxime între 15 și 17 grade Celsius. Izolat în zonele joase se vor forma condiții de ceață. Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în zona orașului Bistrița. SECE Acoabise SA Bistrița desfășoară în prezent lucrări în cadrul proiectului Ex-ISPA. Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în zona orașului Bistrița. Finanțarea acestui proiect este asigurată din fonduri comunitare prin programul ISPA, buget propriu și buget de stat. Costul total al proiectului este de 29.215.824 euro, din care 16.875.000 de euro sunt acordate de comunitate.